Să fiți binecuvântați de Domnul Iisus. Amin. Fraților și surorilor, eu citesc doar un cuvânt din 1 Ioan, din capitolul 5, cu versetul 21, care spune felul următor. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin. Amin. Și aș vrea să împărtășim împreună câteva lucruri, cred că de data aceasta o să mă duc pe cinci idoli care însoțesc cântarea de laudă și încearcă să o schimbe, să o pervertească, deci în domeniul închinării, în domeniul cântării, cinci idoli și probabil, dacă Domnul va mai rândui, o să mai împărtășim încă cinci idoli, sunt mai mulți, normal, dar aș vrea să mergem pe această temă pentru că ne folosește fiecăruia dintre noi. Dumnezeu ne-a închinat, să știți, cu darul pe care nu-l are nici o creatură din universul acesta, în afară de îngeri, și anume cu darul închinării. Închinarea este un lucru sublim, să știți. Închinarea este frumoasă, este cerească în ceruri. Închinarea este practicată zi și noapte. Închinarea este o binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Om, în limba greacă, antropos, înseamnă privitor în sus. Niciun alt animal din lumea aceasta, animal care nu are rațiune, n-a fost dotat de Dumnezeu cu chipul și asemănarea Lui. Niciun animal nu-și poate ridica ochii în sus și să-i spună lui Dumnezeu, Tată. Numai tu și cu mine putem să facem lucrul acesta. De aceea, fraților și surori, este atât de serios și atât de măreț lucrul acesta al închinării, actul închinării, încât în acest act al închinării este angajată la un moment dat întreagă creația. O să vedeți că o să deschidem la Apocalipsa să vedem, dar vreau să mergem pe tema aceasta. În Biblie am găsit de 214 ori cuvântul idol, deci destul de mult, da, și expresia alți Dumnezei aproape de 50 de ori. Definirea ale idolilor, Biblia îi numește, fie că le spune Dumnezei turnați, fie că le zice chipuri cioplite, fie că le spune chipuri, pur și simplu, sau înfățișări de chip, de om, de femeie, fie că vorbește de substitute ale unor draci, vorbește Biblia și despre aceasta, fie că pur și simplu Pavel numește idolii sau dracii din spatele lor ca și cum ar fi nimic, adică în fața lui Dumnezeu nu au nicio putere, nicio autoritate, dar idolii există. Ce înseamnă până la urmă idol? Ce înseamnă idol? Și vă pot da câteva exemple, banii, prestigiul, sportul, succesul, filozofia, cărțile, drogurile, telefonul, sunt idoli pe care diavolul îi aruncă în societatea din vremea noastră. Și până la urmă, într-o definiție complexă, să spunem, sau simplă, completă, un idol este orice lucru care ia locul lui Dumnezeu. Este orice lucru, nu contează, care ia locul lui Dumnezeu în viața noastră. Și Biblia ne spune în Efeseni, în capitolul 5, că idolatria ne afectează și nu numai că ne afectează, ne anulează veșnicia, fraților. Deci dacă noi nu ne închinăm corect, până la urmă vom ajunge, cum spunea un frate aseară, da? Unul curvește toată viața și ajunge în iad. Altul bea toată viața și ajunge în iad. Și eu, dacă nu mă știu închina corect, să ajung cu el acolo, parcă nu-ți pică tare bine. Nu? Și vine Domnul și ne vorbește că există idolatrie și în domeniul închinării muzicale. Există idolatrie. Există lucruri care iau locul lui Dumnezeu. În închinarea muzicală există câteva elemente. Odată, obiectivul închinării e cel mai important lucru. Atunci când tu te închini, atunci când tu te rogi, tu ești un orant, un adresant, dar rugăciunea ta are un obiectiv. Rugăciunea ta are o țintă, are un țel.
cântarea la fel, și cântarea este închinare, și cântarea mea și a ta, atunci când mă închin cu adevărat, trebuie să ajungă în Sfânta Sfintelor, în cerul lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Acesta e obiectivul închinării. Și spuneau cei vechi, cei de acum sute de ani, că omul a fost creat ca să se bucure de Dumnezeu și Dumnezeu să se bucure de el pe vecie. Noi am fost creați după buna plăcere a lui Dumnezeu și Dumnezeu a așezat pe primii oameni în grădina Edenului, că așa i-a plăcut. Și avem cântarea aceea compusă de poetul Ioanid: și dacă am grai și nu muget, da? Și dacă am rațiune să știu ce iubesc și ce nu, și dacă am darul să cuget, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Nu L-a obligat nimic pe Dumnezeu să mă creeze pe mine pe pământ, dar nu L-a obligat nimic nici să mă mântuiască. De ce a trecut Dumnezeu pe lângă vecinul meu și m-a luat pe mine în slujba Lui? De ce și-a pus haina Lui albă peste mine? De ce m-a spălat cu sângele Lui? Pentru că așa a vrut El. Slăvit să fie Domnul! Am fost creat pentru plăcerea lui Dumnezeu, să se bucure El de mine și eu să mă bucur de El. Vedeți, e o lucrare extraordinară. Și în închinare spuneam, primul element, obiectivul, trebuie să ajung cu cântarea mea înaintea lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor. Al doilea element din închinare este închinătorul. Și închinătorul trebuie să fie, așa cum spune Domnul, adevărat îți spun, îi spune femeii în Ioan 4:24, că vine ziua, vine vremea. Și a și venit, când închinătorii adevărați, vedeți că sunt închinători adevărați și închinători falși, și noi în seara asta vorbim de aceia falși, închinătorii adevărați se vor închina Tatălui cum? În Duh și în adevăr. Știți ce înseamnă asta? Adevăr înseamnă caracter, fraților. Nu pot să vin și să cânt o cântare înaintea lui Dumnezeu dacă n-am caracter, dacă nu-s schimbat, dacă nu-s transformat de Duhul lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Să fiu născut din nou. Numai de la un copil așteaptă tata să meargă să-i spună un mulțumesc, dar de la un cerșetor nu așteaptă neapărat, dar de la un copil așteaptă. Și dacă Domnul te-a născut din nou, ai dreptul, ai datoria mai mult decât drept să te închini și să-i cânți cântări de laudă lui Dumnezeu. Când ai luat ultima dată harfa de cântări sau să-ți iei telefonul și să cânți acasă, în odăița ta să-i spui: Doamne, așa cum își duce copilul la mama câte o floare sau câte o felicitare sau câte o ciocolată, aș vrea astăzi să-ți cânt o cântare că mi-e dor de tine. Când ai făcut ultima dată lucrul acesta? Știai că Dumnezeu își dorește să faci lucrul acesta? Știai că Dumnezeu te așteaptă în locul tainic, în odăiță, ca să te închini și să-L cauți? Știai că lui Dumnezeu e dor de tine? Știu eu, realizez eu lucrul acesta? Și prinși, mai ales noi cei tineri, cu copii mici, bă, plânge copilul noaptea, ok, plânge. Dar sufletul meu nu plânge înaintea lui Dumnezeu? Mă duc și dau o sticlă de lapte și s-o liniștit, dar sufletul meu ce fac cu el? Că-l înăbuș și de multe ori simt dor după Dumnezeu și zic: stai acolo, lasă-mă că s-o obosit, trupul ăsta e obosit. Dar fraților și surori, noi uităm un lucru, înaintașii noștri, știți cum își reveneau fizic? Prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Este în Cluj un frate bătrân, m-am dus cu el în misiune, acum nu mai poate să vină, îl dor picioarele, e acasă, e slăbit. M-am dus cu el în misiune de multe ori și ajungeam prin munți, de la Cluj, acolo încolo, spre Iara, de unde era Tibi, băiatul ăsta vostru, ce a venit la noi în Albini. Și mergeam spre Iara și mi-arăta bătrânelul, zice: aici m-am întâlnit cu Domnul acum mulți ani, acum vreo 30 de ani. Mai mergeam un pic și treceam prin pădure. Zice: aici mai este o poieniță și aici m-am întâlnit cu Domnul.
Și el avea locurile fixate, s-a întâlnit cu Domnul și știți ce mi-a zis odată? Eram în zi de post, nu mai puteam de durere de stomac, de trup, eram vlăguit, eram terminat, eram la servici, a venit ora mesei, eu aveam cauze înaintea lui Dumnezeu să mi le rezolve. Colegii mei s-au dus să mănânce, au zis, hai și tu cu noi, nu vin, am o problemă de rezolvat. Și am ieșit afară, spunea el, m-am dus în fața fabricii. Așa vlăguit și slăbit cum eram, am uitat la niște flori. Am zis, Dumnezeule, știi ceva? Eu vreau să-mi continui ziua de post înaintea Ta, pentru că Te iubesc, dar nu mai am putere. Știi ceva, Doamne? Eu iau florile astea că-s creația mâinii Tale, într-o zi le-ai poruncit să aibă parfum. Eu iau florile astea și le miros. Fă să intre în mine o putere din Duhul Tău ca să rezist. Zice, am luat florile și le-am mirosit și când m-am dus înapoi în fabrică, s-au uitat colegii la mine, au zis, mă, ce ai mâncat, mă, că tare bine arăți. Zice, eram gata de lucru, eram înviorat, a coborât peste mine puterea lui Dumnezeu și m-a vindecat Domnul de slăbiciunea aceea. Vedeți, fraților și surori, elementele închinării, obiectivul închinării, să ajung cu cântarea mea în prezența divină. Al doilea, închinătorul, în duh și în adevăr, în caracter, în dorul de Dumnezeu pe care îl aduce Domnul prin Duhul Sfânt în viața noastră. Și apoi este al treilea element, mijloacele închinării. Ne-a dat Domnul grai și nu muget cum cântăm. Ăsta e un instrument extraordinar pe care îl purtăm peste tot cu noi, e vocea noastră, e glasul nostru. Când te duci cu mașina, mai lasă frate radioul deoparte și cântă-i lui Dumnezeu că îi dor să-ți audă vocea. Așa cum mi dor mie să-l aud pe copilul meu. Dacă sun acasă și o întreb pe soție ce îmi face familia, îmi place să-i aud clinchetul ăla de argint al vocii copilului meu, că îmi place să-i aud vocea. Așa e și Dumnezeu. Nu-i punem staruri care să aibă voci prelucrate în studio, nu? Oameni care să meargă pe frecvențe și să aranjeze vocea, să cânte, să nu fie falsă vocea. Fraților, Dumnezeu caută voci cu trăiri adevărate. Astea-s vocile plăcute lui Dumnezeu. Povesteau frații din Alba că la ei într-o zi s-a dus o soră și cântă o cântare și se uită păstorul la prezbiter, clatină din cap, n-o mai punem. Deja și-a luat hotărârea. Și-a venit Duhul Sfânt și le-a schimbat hotărârea. La final vine o femeie din sală, domnilor, zice, eu mă pocăiesc. Dar cum? Zice, femeia ce-a cântat, zice, nu știu ce-a cântat, dar m-a pătruns până în adâncuri și eu mă pocăiesc. Și-au zis frații, no, o punem iară să cânte. Că zice, asta are voce mai fălsuță, așa, mai falsă, dar trăirea e adevărată. Vedeți, sunt unii care au voci care nu-s false, dar au trăire falsă și aia e mai mare problemă, e mai mare. Și atunci merge mai departe, uitați-vă, mijloacele închinării, vocea, ăsta e primul lucru, primul mijloc pe care Dumnezeu ne l-a dat în mod natural. Dar este și instrumentul și Dumnezeu nu anulează instrumentele. Numai vedeți, este un verset în Biblie, nu-l citesc acum, e în Psalmul 68, undeva pe la mijlocul psalmului. În frunte merg cântăreții, asta înseamnă că vocea trebuie să li se audă bine, urmați de cei care cântă din instrumente, înseamnă că instrumentul trebuie să cuprindă, să susțină vocea, în mijlocul fetelor, zice, care bat din timpane. Adică, vedeți, percuția trebuie să fie foarte încet, trebuie să fie pe locul 3, nu trebuie să fie percuția pe locul 1. Mai sunt și am întâlnit biserici în care sistemul ăsta funcționează foarte tare. Eram în Spania odată și bătea unul cu cos de mătură. Bătea în tobe. Mă durea capul, zic, Doamne, fă ceva cu omul ăsta. Și nu știu ce s-a întâmplat, dar a ieșit din biserică, s-a dus, a avut el o treabă de rezolvat, nu a mai venit. Și a venit după aceea o tânără și a luat bețele și așa finuț cânta, n-a zis, asta da, mergea foarte bine. Vedeți de ce Domnul e atent și la detaliile astea? Fetele sunt mai finuțe și știu un pic mai altfel să cânte la percuție. Și nu o fac o lege, că neapărat să aveți toboșar fată, nu. Dar ne gândim la sensibilitate. În frunte cântăreții, mesajul, acela contează.
apoi instrumentul, nu, îmbracă instrumentul, mesajul respectiv, pentru că trebuie un adevăr. Spunea cineva, un autor creștin, cântarea nu creează adevărul, cântarea susține adevărul. Adevărul deja l-avem aici în Biblie. Și atunci cântarea vine și îl susține, nu îl creează, și instrumentul trebuie să susțină din spate, așa frumos, așa cum trebuie. Deci este obiectivul închinării, prezența lui Dumnezeu, închinătorul, Duh și adevăr, mijloacele închinării, voce, instrumente, și apoi este actul închinării, muzica în sine. Da, cântarea în complexitatea ei trebuie să-L glorifice pe Creator. Dar mergem mai departe, haideți să vedem puțin idolii aceștia. Primul idol pe care l-am identificat în viața noastră a comunităților de credincioși, idol din preajma cântării, din perimetrul cântării, este egoismul sau egocentrismul. Am întâlnit cântăreți care se preamăreau pe ei, înțelegeți? Deci cântau în cinstea lor, în cinstea lor. Nu cumva, și sigur ați întâlnit și dumneavoastră, oameni care vin și cer așa un cuvânt scurt înainte de cântare și ei spun că vor să facă o mărturie. Și în mărturia aceasta spun așa: fraților, am fost cântăreți de muzică populară sau de muzică ușoară sau așa, și după aceea vin și cântă, după ce își expun mărturia lor. Dar de fapt ei vor să transmită ceva, că ei au fost apreciați și în lume și să fie apreciați și în biserică. Oare nu cumva acesta ar fi un egocentrism? Dacă eu mă pocăiesc cu adevărat de trecutul meu, Pavel a zis, le socotesc ca un gunoi, ca un gunoi. Păi dacă eu arunc ceva la gunoi, nu mă mai laud cu ce am aruncat la gunoi. Să vin să vă spun, fraților, niște coși de cartofi tare frumoase sunt acolo în coșul meu de gunoi. Dacă eu le-am aruncat la gunoi și tot ce am avut în lume strălucitor și strălucit, am aruncat și am zis pentru Hristos, renunț la lume, dar nu la Iisus. Cântarea asta are iar o istorie frumoasă și nu mai dau înapoi niciodată, cu niciun chip. Dacă am făcut lucrul acesta, în centrul cântării mele să rămână Iisus Hristos și El răstignit. Domnul să ne ajute la aceasta. Egoismul, fraților, egocentrismul, concentrarea asupra mea, urmărind poate plăcere, bogăție, faimă. Cam astea sunt lucrurile pe care unii le urmăresc prin cântarea egoistă, prin idolul egoismului. Filipeni, capitolul 2, versetul 3, slavă deșartă, slavă deșartă. Într-o zi eram cu un tânăr și am auzit o descoperire, o descoperire pe care Duhul Sfânt a dat-o pentru un frate. Descoperirea e în felul următor. Frate e slujitor. Zice, era lângă tine un păun. Păunul ăsta era desenat. Era un desen cu un păun. Câte vreme erai tare, alipit de Domnul, păunul ăsta n-avea nicio putere asupra ta. Dar în momentul în care începeai să te uiți la tine cam cum faci tu, aplic eu aici, cam cum cânți tu, cum... În momentul acela începea să se umfle foaia, să umfla, să umfla, până la dimensiunea unui păun. Și venea diavolul și sufla, suflare de viață în el și aveai mare problemă cu păunul ăsta. Ăsta e duhul de mândrie. Vedeți, de ce să nu recunoaștem că fiecare dintre noi avem probleme cu mândria, fraților? Foarte greu, foarte greu. Trebuie să ne purtăm aspru cu trupul firii noastre pământești ca să nu ne facă probleme, să-l ținem acolo la respect, să stea la pocăință. Mai degrabă aș accepta, fraților, să vină cineva și să mă scuipe, vorbesc în termeni eufemistici, să-mi spună ceva rău decât să vină să mă laude. Pentru că lăudându-mă, imediat mă umflu și eu sau se umflă ceva în mine și imediat, ușor, ușor, și mă suflă vântul și nu mai stau lângă Hristos.
Uitați-vă aici ce problemă, problema egoismului. Filipeni 2 cu 3, slavă deșartă. 1 Corinteni 10 cu 24, folosul său. Dragostea, iar răspunde, nu caută folosul său. Dar haideți să mergem în Apocalipsa, pentru că aici o să vedem, și dacă rămânem numai la idolul ăsta primul, la egoism, la egocentrism, și sunt foarte mulțumit că vreau ca Domnul să ne vorbească, uitați-vă în Apocalipsa, în capitolul 4 și în capitolul 5. Găsim aici o închinare autentică, nu egoistă, o închinare, dacă vreți, triteistă sau trinitaristă, să o numesc așa. E vorba de închinarea din cer. Uitați-vă versetul 2 din Apocalipsa 4. Numai decât am fost răpit în Duhul și în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Centralitatea închinării în cer. Care este centralitatea? Persoana lui Dumnezeu. Uitați-vă, aici sunt 7 cercuri în jurul scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Cel ce ședea, spune versetul 3, cel ce ședea pe el, pe ce? Pe scaunul de domnie, avea înfățișarea unei pietre de iaspis. Iaspisul, fraților și surori, este o piatră albă. Gândiți-vă, când omul acesta, Ioan, vede pe cineva că stă în mijlocul cerului pe un scaun de domnie și vede o lumină albă acolo, că zice semăna, era ca o piatră de iaspis, nu era o piatră, că Dumnezeu nu e asemenea pietrelor, ăla e un idol. Acest Dumnezeu, Dumnezeul creștinilor, Dumnezeul Universului, Creatorul, Susținătorul tuturor lucrurilor, El șade pe scaunul Lui de domnie, în mijlocul cerului, în mijlocul închinării, și în jurul lui se strigă un cuvânt: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și de multe ori noi cântăm, și am auzit chiar într-o seară cum cântau tinerii: Sfânt, 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 Sfânt de trei ori ești. Nu, fraților, în Dumnezeu nu sunt grade de sfințenie. Dumnezeu e infinit în sfințenia Lui. Știți de ce am preluat noi asta cu Sfânt, Sfânt? Scrie în Biblie de trei ori. Dar știți de ce spune de trei ori? Uitați-vă în versetul 8 din capitolul 4, că ne lămurește Biblia așa de ușor, așa de bine. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, 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 de trei ori scrie aici. Dar ei ziceau fără încetare, asta e clar. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, da, care este, care vine. Înseamnă că la trecut, prezent și viitor Dumnezeu este Sfânt. Deci de aceea de trei ori scrie aici: Sfânt, Sfânt, Sfânt. A fost, este, va fi Sfânt. Dar El e infinit de Sfânt, fraților. El de fapt, Dumnezeu este soarele sfințeniei, din care emană razele sfințeniei. Ai fost iertat de păcate, Dumnezeu ți-a dat iertarea de păcate. Ai fost eliberat de demoni, prin sfințenia Lui Dumnezeu a izgonit demonii din viața ta. Dumnezeu dă sfințenie îngerilor. Îngerii strălucesc în sfințenia lor, pentru că reflectă razele sfințeniei din Dumnezeu spre îngeri. Acesta e realitatea. Și uitați-vă în cer și o aplic la cântare, pentru că spuneam, egoismul încearcă să mă tragă de lângă Dumnezeu, de la închinarea în fața lui Dumnezeu, spre o închinare egocentrică, să mă închin la eu. În mijlocul cerului nu era Ioan Evanghelistul, în mijlocul cerului nu era un înger, era Dumnezeu și este Dumnezeu. În centrul cântării mele, dacă vreau ca acea cântare să aducă cerul pe pământ, să se bucure îngeri în timpul cântării mele, în centrul ei trebuie să fie Sfânt. Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Asta trebuie să fie sfințenia lui Dumnezeu. Al doilea element, al doilea cerc. Vedeți, e centralitatea lui Dumnezeu. Și al doilea cerc de aici, versetul 3, spune piatră de sardiu, înfățișarea unei pietre de sardiu. Nu era piatră, Dumnezeu nu-i din piatră. Versetul 3, piatra aceasta e o piatră roșie. Și asta trimite la jertfa lui Hristos, la iubirea lui Hristos, la dragostea lui Dumnezeu în Hristos, exprimată în dreptul meu. Fraților, erau cântări la care noi am renunțat cam ușor.
păcătos ca mine nu-i, Iisus Domnul meu, pe fața pământului ticălos și rău. O, vai, cum voi sta, Doamne, înaintea Ta, când Tu vei veni, unde atunci voi fi? Erau cântări vechi pe care eu le auzeam și ele aveau în centru sângele lui Hristos, că după ce omul își expunea în cântare viața lui de păcat, apela tot prin versuri la sângele lui Hristos să vină și să-l spele. În centru cântării noastre trebuie să fie iubirea lui Dumnezeu. În centru cerului este un cerc de culoare roșie. Spun fizicienii că atunci când te uiți printr-o sticlă roșie la un obiect negru, îl vezi alb. Este un fenomen fizic, acest fenomen. Ei, când se uită Dumnezeu prin sângele lui Iisus Hristos, prin piatra asta, prin lumina asta roșie, că nu e o piatră, e o lumină, prin lumina asta roșie a sângelui lui Hristos, se uită la viața mea neagră de păcate, o vede albă, nu-și mai aduce aminte de păcatele mele, m-a iertat, lăudat să fie Domnul. Și merită încântarea mea să am în versurile mele, în mintea mea, în ființa mea, când mă duc să cânt, să fie pecetea sângelui lui Hristos pe cugetul meu. Nu să vin să cânt cum era într-o biserică, erau niște tineri și gândurile lor în timp ce cântau erau la ce au vizionat azi noapte sau ieri noapte. La aia era și ei cântau acolo, nu așa. Vin înaintea lui Dumnezeu spălat, curățit, cu un cuget curat, așa cum îl cere Domnul, și atunci îmi primește Dumnezeu închinarea. Și atunci nu mai e egoism, ci acesta e Dumnezeul pus în centru cântării mele. Doamne, ajută-mă! Și apoi merge mai departe, uitați-vă tot în Apocalipsa. Zice, era și un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Smaraldul este o piatră verde. Au văzut o lumină verde. Și ce înseamnă asta? Cântarea mea trebuie să dea viață. Verdele e culoarea vieții. Verdele, dacă vreți, e culoarea vieții care a fost trimisă de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Porumbelul vine în arca lui Noe cu o ramură de măslin verde în cioc ca să transmită ideea că pe pământ a rămas și este viață. S-a dus moarte, au trecut apele, Dumnezeu a lăsat viață. Când a venit porumbelul în viața ta, când Dumnezeu te-a iertat de păcate și te-a botezat cu Duhul Sfânt, a rostit asupra ta viață din viața lui Iisus Hristos, laudă Domnului! Și atunci în cântarea mea eu trebuie să transmit puterea, forța vieții, fraților. Am întâlnit cazuri, demoni care nu voiau să iasă. Și în timpul unei cântări o trebuie să plece dracu, o trebuie să plece. Pentru că era putere, cum cântăm noi, în sângele lui Iisus, în jertfa lui Iisus. Și o trebuie să plece diavolul. Asta înseamnă viață, asta înseamnă putere de la Dumnezeu. Uitați-vă ce frumos, în mijlocul cerului este Dumnezeu, în jurul lui sfințenie, în jurul lui jertfa lui Hristos, dragostea nețărmurită a lui Dumnezeu, despre care cântăm, în jurul lui viață, așa trebuie să fie cântarea mea de laudă. Și apoi priviți versetul 5 iarăși, versetul 4. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie. Pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cunun de aur. În mijlocul cerului, înconjurat de 24 de bătrâni, stă Dumnezeu, stă Cel Preanalt, stă Cel Atotputernic, și cei 24 de bătrâni reprezintă pe toți sfinții Vechiului și Noului Testament. 12 patriarhi din Vechiul Testament, 12 din Noul Testament, apostole a lui Hristos, și ăștia 24 stau în jurul scaunului de domnie. Și asta înseamnă că în cântarea mea eu trebuie să am scriptură, fraților, scriptură. Dacă vreau să nu fie o cântare egoistă, să-mi cânt mie de dor sau de dorul altuia, nu? De pe pământ. Trebuie să am scriptură. Să fie o cântare impregnată de Scriptură. Și aia are forță și cântarea aceea are putere. Sunt atâtea cântări. Nu mai avem cântarea de dorul tău, Iisus iubit. Ce frumoasă era cântarea și altele ca și ea. Cântări în care parcă îl preaslăvim pe altul, nu?
eram copil, acolo la câmpia Turzii, de unde sunt frații ăștia soporani, la Turda era o formație cu Isaac și cu cei de acolo, oameni bine puși la punct muzical atunci. Și aveau ei o cântare și tot o cântau pe la nunți. Măi, dar am surprins odată la o nuntă, într-un cort, cum se făceau nunțile atunci, am surprins pe o femeie din lume, era cu niște cercei așa mari, era cu iubitul, cu soțul, nu știu cu cine era lângă ea. Ăștia cântau cu chitară electrică, cu pian, cu voce, cu saxofon, cu tot ce trebuie. Dacă mă iubești, dacă mă iubești, voia mea o împlinești. Asta s-a uitat la el și cânta la ăla, că dacă mă iubești, voia mea o împlinești. Păi mă, omule, de ce n-ai pus acolo numele Iisus în cântare? Să înțeleagă omul că nu-i vorba de ăsta sau de asta care e lângă mine, că e vorba de iubitul sufletului nostru din cântarea cântărilor, de Iisus Hristos Domnul. În centru cântării trebuie să fie Biblie și atunci nu mai greșim, fraților, nu mai greșim, nu mai greșim. Uitați-vă, 12 oameni din vechiul, 12 din nou, și ăștia priviți ce spuneau, haine albe, cununi de aur și aruncau cununile, toată slava cinstei o dăruiau lui Dumnezeu, și priviți ce spune aici, ce cântau în versetul 11, cădeau în fața lui, se închinau, spune celui ce este viu în vecii vecilor, și cum cântau? Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, ce? Asta trebuie din cântarea mea. Doamne, dă-ne cântăreți care să-ți dea toată slava ție, dar și predicatori. Doamne, dă-ne cântăreți care să-ți cinstească toată cinstea și puterea numai ție, Doamne, și nu la om. De ce? Căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute atributele mărețe ale lui Dumnezeu, le cântă ei aici. Ce frumos ar fi să mai avem astfel de compozitori care să vină și să preamărească numele și ființa lui Dumnezeu și atributele Lui nenumărate. Le-au luat cercetătorii Bibliei și le-au clasificat și au găsit undeva către 100, dar nu s-a atâtea, fraților. În dumnezeire există un infinit de atribute, noi nu le înțelegem. Noi de multe ori înțelegem din Dumnezeu așa cum înțelegeau acei trei orbi care s-au dus să vadă ce e un elefant. Da? Și-au venit în sat și se certau. Și-au venit oamenii și-au zis, mă, cum arată elefantul? Păi zice unui, un orb, zice, arată ca un balon mare. Vine altul, taș, mă, că un elefant arată ca un stâlp. Ăla i-a pus mâna pe picior. Vine celălalt, taș, mă, că elefantul arată ca un furtun gros. I-a pus mâna pe trompă. Fiecare știa în felul lui. Și toți aveau dreptate, dar niciunul. Dumnezeu nu e acesta, nu e atâta. Nu-l pot defini pe Dumnezeu. Dumnezeu e infinit. Dumnezeu e, eu sunt cel ce sunt. Atât, și nu înțelegi mai mult. Și asta poate să fie Dumnezeul ce îmi vindecă cancerul, Dumnezeul care mântuiește copilul, Dumnezeul care îmi dă de mâncare în fiecare zi. Poți să-i dai câte nume vrei, că Dumnezeul tău, e Dumnezeul care te iubește și care a murit pentru tine și și-a dat sângele în locul tău. Tu trebuia să-ți vergi sângele tău infectat și să mori. Asta trebuia să o fac eu. Dar a venit Dumnezeu cu sângele Lui Sfânt și mi-a făcut o transfuzie de sânge și din harul Lui și prin harul Lui sunt ceea ce sunt. Sunt un om mântuit de Dumnezeu și merită toată slava și cinstea numai și numai Dumnezeu. Uitați-vă ce spune aici Apocalipsa capitolul 4, mai jos. Și parcă tot mai frumos e în cer, în închinarea din cer, da? Am pornit de la idol și ajungem la închinarea din cer, dar nu mă interesează asta. Eu vreau ca Dumnezeu să ne vorbească, fraților. Uitați-vă aici, în capitolul 4, versetul 5, nu există închinare adevărată fără ungerea Duhului Sfânt. Nu există. Chiar dacă e o cântare așa mai lină, cum au cântat-o frații ăștia doi, soț-soție cu chitară frumos, așa mai lină. Chiar dacă e un pic poate mai gălăgios, să zicem noi, cum a cântat grupul, dar trebuie să vină să fie prezentă ungerea Duhului Sfânt. Chiar dacă cântă fanfara și acolo poate Domnul să vină și să aducă ungerea Duhului Sfânt. Era în zona Dejului fratele Viorel, îi ziceam noi bunicul Viorel, Viorel Trifan. Și bunicul Viorel a zis într-o zi către noi, măi băieți, mă, hai să vă zic eu că vă văd că voi aveți mare râvnă și cântați. Atunci cântam pe la nunți, mergeam, cântam. Hai să vă zic eu
cum se cântă cu adevărat o cântare, așa ca să vină Domnul în cântarea voastră. Și ne-a explicat. Zice, eu eram dirijor, era dirijor de orchestră și culmea, nu știa nota. Așa era atunci. Nu erau oameni pregătiți muzical. Dacă îi avem azi, Domnul se binecuvinteze, mare lucru. Dar omul ăsta nu era pregătit muzical. Și zice, mă puneam pe genunchi în fiecare duminică atunci când trebuia să cântăm. Doamne, nu mă lăsa de rușine, Doamne, că nu știu nota, Doamne. Te rog frumos, ajută-mă. Și zice, îmi dădea Domnul biruință și cântam cu orchestra și aveam cor și trebuia să-l dirijez și iară mă puneam pe genunchi. Doamne, nu mă lăsa de rușine, te rog frumos, scoate-mă din încurcătură. Zice, nu știam vocile, cum să le dau. Noi le cântam, zice, că ne uitam așa cum mergeau notele și le cântam cum puteam, dar nu știam să-mi iau tonul, n-aveam instrument, nu eram instrumentist. Și zice, nu mă auzeam în mintea mea un sunet. Și zice, era prima voce. Și zice, când auzeam prima voce, de acolo mă descurcam. Mă ridicam să-i dirijez, le spuneam vocea întâia, a doua, a treia, a patra, gata, eu știau. Mergea perfect, dar zice, mai mult decât atât. Era prezent Duhul Sfânt. În timp ce cânta orchestra cu mandolinele noastre și cu instrumente, lacrimile le curgeau, uite așa, că s-o coborât Duhul Sfânt peste ei. Și atunci în sală începeau lacrimile, se ridica sala la rugăciune și începea Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt și să vindece, frate. Zice, asta e adevărata cântare în care se prezintă Dumnezeu. Uitați-vă ce spune aici, versetul 5. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Când ai simțit ultima oară adierea Duhului Sfânt aici, la cântare, ai venit să cânți, să simți că vine Domnul, te cercetează, nu mai poți să cânți, îți tremură mâinile, nu mai poți să cânți pe clape, pe corzi, nu mai poți să faci nimic, e prezent Dumnezeu și începi să strigi, să-ți ridici mâinile, să închizi ochii, să te rogi în altă limbă, să coboare Duhul peste tine. Când ai avut-o ultima dată? Dacă n-ai avut-o, caut-o, că nu-i departe. Dumnezeu vrea o închinare prin puterea Duhului Sfânt și cu ungerea Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și apoi merge mai departe și uitați-vă, da? Versetul 6. 4 făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Îmi place să cred că în închinarea noastră prin cântare trebuie să existe și părtășie, fraților. Nu venim la biserică ca la spectacol. Cântă cineva, noi suntem cu gândul în altă parte. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Dacă ar pune Dumnezeu un ecran mare aici și să te ia pe tine, pe fiecare dintre noi, și pe ecran să-ți scrie numele tău și să zică, uite, astăzi te-am pontat. Hai să-ți spun aici pe ecran câte versuri ai cântat din cântările care s-au cântat, câte aminuri ai zis și aleluia în biserică și să știi că așa te voi răsplăti într-o zi. Părtășia e foarte importantă, foarte importantă. Uitați-vă, aici avem 4 făpturi vii, da? Făpturile astea vii lucrează împreună și ele simbolizează, spun cercetătorii Bibliei, forța naturii, natura creată de Dumnezeu. Leul este regele animalelor sălbatice, vițelul, regele animalelor domestice, vulturul, regele păsărilor, omul, coroana creațiunii. Toată natura trebuie să laude pe Dumnezeu. Am citit de Sfântul Francis din Assisi, că într-o zi s-a rugat și l-a deranjat rău niște broaște. Tot o răcăiau, oac, 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 făceau acolo afară și era tare supărat ăsta că îl deranjează de la rugăciune. S-a dus la fereastră omului Dumnezeu, nu? Prin ăsta s-a făcut minuni. Odată spune istoria că a vorbit timp de 2 ore în limba turcă și el nu știa, dar le-o predica la niște turci. Era un om al lui Dumnezeu. Și merge la fereastră și strigă, stop, trebuie să tăcesc, că eu mă rog. Dar a venit o voce de la Dumnezeu, a zis, mă, dacă și broaștele alea se roagă la Dumnezeu, de ce le oprești? Știi tu ce fac broaștele acum? Dacă ele se roagă sau poate ele cântă în cinstea lui Dumnezeu pe limba lor, tu de ce le oprești? Și atunci i-a deschis geamul și a zis, dați-i drumul și cântați, că și eu mă apuc în ritmul vostru și cânt.
cânt și eu și mă rog lui Dumnezeu și le-a dat voie și lor. Vă dați seama că nu l-a băgat în seamă broaștele, dar i-a făcut Dumnezeu lumină în mintea lui. Natura îl laudă pe Dumnezeu. Și uitați-vă, fraților și surori, ce minune! Patru făpturi vii, reprezentanții, dacă vreți, a vârfurilor naturii, nu? Spuneam leul, vulturul, vițelul, omul. Zi și noapte, fără încetare, ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, care era, este și vine. Fraților, ne dăm noi seama că răsăritul de soare ne declară încă o dată dimineața că Dumnezeu e Sfânt? Ne dăm noi seama că dacă auzim un clipocit de apă de izvor și acela ne poate șopti că Dumnezeu e Sfânt, un ciripit de pasăre, un om pe care îl întâlnești pe drum, că n-a fost încă răpirea și că Dumnezeu vrea să fii Sfânt așa cum e El Sfânt. Doamne, ajută-ne să fim și noi Sfinți în toată purtarea și în cântarea noastră, să fim Sfinți. Vedeți, e părtășie, e părtășie. Și apoi, Biblia merge mai departe și un al șaptelea cerc, și acesta e un cerc minunat, în capitolul 5, cercul îngerilor. Ah, extraordinar, cercul acesta al îngerilor. Versetul 11. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și a bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000, adică pui un 1 și 4 de 0, bun, da, i-am pus, ori 10.000, mai pui încă 4 de 0, și 1.000 de mii, mai pui încă 6 de 0. Și am luat într-o zi cifra asta, că am zis, nu știu ce o fi, și am împărțit-o la populația Pământului și a ieșit undeva de 134.000 de ori mai mult decât e populația Pământului. Dar de fapt, ce a vrut aici să exprime Dumnezeu prin Ioan a fost o infinitate. Asta e sensul de aici. Îngerii nu i-a putut număra Ioan. Și atunci îngerii în totalitatea lor, în infinitatea lor, uitați aici, mare număr, ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească putere, bogăție, înțelepciune, tărie, cinste, slavă, laudă. Și uitați-vă versetul 13, cele patru făpturi vii, nu? Toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie laudă, cinste, slavă, stăpânire în vecii vecilor. Și cele patru făpturi ziceau: da, amin, așa să fie. Fraților, vreau să rămân la gândurile acestea, spuneam, pe viitor, dacă ajută Domnul, continuăm tema aceasta, că e provocatoare pentru mine în primul rând, pentru că vreau să fiu un închinător adevărat. Tot în istorie scrie despre Augustin. Augustin a primit, în urma unei rugăciuni, s-a rugat și a zis: Doamne, te rog frumos să-mi spui cum va fi în cer. Cum va fi în cer? Și într-o noapte a primit vizita unui înger, bineînțeles într-un vis, și vine îngerul lângă el cu o harfă de aur și începe să-i cânte. Și o cântai așa, cu un deget, pe corz. Atâta l-a fermecat pe omul ăsta, atâta a fost de fericit. Se trezește dimineața: Doamne, am înțeles cum e în cer. Și a auzit o voce în interiorul lui, în ființa lui: măi, îngerul ăla ți-o cânta numai cu un deget, mă. În cer o să vezi tu cum cântă îngerii toți și cu tot ceea ce au, cu toată suflarea, cu toată puterea, pe harfe de aur. Și o să vezi atunci concertul din cer în cinstea lui Dumnezeu. Fraților, Domnul să ne ajute să ajungem acolo. Dar să nu uităm, încă de aici, noi trebuie să ne închinăm corect. Aruncăm eu nostru în țărână, în pământ, nu, să nu ne intereseze de el, dar să răsară trandafirul din Saron, să răsară crinul din văi, să răsară ființa celui care merită, care și-a dat viața pentru noi, că noi eram niște ticăloși cu buze murdare și Dumnezeu a avut milă și de noi, și de pe buzele astea murdare altădată și curățate prin sânge, el așteaptă laudă, cinste, slavă, mărire. Doamne, ajută-ne să fim închinători adevărați. Amin.